Să trecem foarte repede în revistă și echipa pe care o antrenează Viorel Hizo. În poartă se află Cuciac, Ducean, Cuciac, apoi patru jucători pe linia de fund, Bogdan Buhuș pe dreapta, pe centru Daniel Munteanu și Gabriel Cânu, pe stânga portughezul Hugo Luz, mijlocaș dreapta Ghencev, Stanislav Ghencev, o noutate pentru FC Vaslui, în continuare la mijloc Marco Ljubinković, Marian Aliuță și Usman Ndoye. Mari probleme au fost la Vaslui cu acest Ndoye, până la urmă iată-l prezent în partida de astăzi. În fine, în atac, noua vedetă a Vaslui, Lucian Burdujan, venit de la Rapid în această vară, și Mike Temoaniera pe lista de rezerve. Se află portarul Cristian Hăisan și jucătorii de câmp Nemanja Jovanović, Neven Marković, Denis Meu, Adrian Gheorghiu, Bogdan Panaiș și Petar Jovanović. Iată, în acest moment intră pe teren cele două formații, FC Vaslui, Nef și Bacu. Un meci în care Vasluiul poate realiza, și acum am spus, o premieră istorică. Să intre în Cupa UEFA. Un fapt incredibil, un fapt greu de crezut în urmă cu câțiva ani. Acestea, meciurile cu Nef și Bacu, sunt primele două partide ale formației moldovene, în timp ce adversarii lor de astăzi au mai evoluat încă în două tururi. Așa cum am mai spus, au trecut de slovacii de la Nitra 2-0 pe teren propriu și 1-3 în deplasare. S-au calificat datorită golului înscris pe terenul adversarului. Apoi marea surpriză din turul precedent, 1-1 la Baku și 1-1 la Anver și 1-0 acasă cu Germinal Berșot. Anver marea favorită. Atunci golul victoriei a fost înscris și al calificării a fost înscris de Alak Verdiev. Arbitrii acestei interniri sunt din Austria, este Robert Schorgenhofer, la centru ajutat de Thorsten Obwürzer și Dominic Ușan. Iată, avem în prim plan pe centralul partidei Schorgenhofer alături de cei doi capitani. Puține momente de desparte startul partidei, FC Vaslui, Nef și Baku. Formația din Azerbaidjan este una dintre cele mai puternice de acolo, este antrenată de un fost mare fotbalist, un mare fotbalist și un jucător de legendă în Uniunea Sovietică, Anatol Demianenko. El l-a înlocuit sezonul acesta pe cehul Vlastimil Pegela. Să ne aducem aminte, Demianenko a făcut istorie în renumita Zbornai, alături de Zavarov și Belanov. Acea Zbornai oprită doar de arbitru în 1986 în Mexic, 3-4 cu Belgia, sau doar de geniul unui Van Basten s-au gulit în finala din 1988 de la Euro. Prin plan cu portarul, noul portar al Vasluiului, sârbul Dusan Cuciac. Un fotbalist care a trecut în urmă cu 4 ani și pe la West Ham United și din moment în moment Schorgenhofer va fluiera începutul partidei. Da, 90 de minute pentru istorie al Vasluiului. Iată-l pe portughezul Hugo Luz, cel care l-a înlocuit pe Bălace, fundașul, jucătorul de bandă stângă, care a primit în tur cartonașul roșu, așa cum spunea Viorel Hizo, poate mult prea ușor. Conform așteptărilor, Vasluiul se instalează foarte repede în jumătatea de teren a azerilor. N-au reușit însă să țină balonul sub control și Rail Melikov va repune de la margine pentru oaspeții din Azerbaidjan. Nef și Baku, o formație înființată în 1937, a evoluat de numai puțin de 23 de ori în prima ligă din URSS, fără însă vreo performanță remarcabilă. E adevărat, au terminat într-un sezon pe locul 3, dar situație foarte periculoasă pentru Aspes, greșeală a apărării
Basuene, balonul este recentrat și iată-l pe salvatorul formației lui Viorel Hizo. O mare situație de gol pentru oaspeți. Oleh Herașumiuc, autorul primului gol din partida tur, a pus mari emoții la poarta vasluiană. Avea dreptate Viorel Hizo în momentul când spunea că va fi foarte greu în meciul din această seară. Vasluiul iese în atac, încearcă să riposteze repede. Balonul traversează careul, Aliuță, unul din transferurile de marcă ale verii pentru FC Vaslui. Lovitură de la colțul terenului. Șoc destul de mare pentru gazde. De-abia după un minut și 20 de secunde au avut mari emoții. Acum încearcă să pună presiune la poarta apărată de Vladimir Micovici. Lovitură de la Coz, Binkovic, centrare, minge respinsă de fundașii Azer, din nou Aliuță, recentrează, out pentru Vaslui. Balonul a fost respins foarte bine de un atacant, Nazar Bayramov. Hugo Luz, 9 prezențe sezonul trecut și un gol marcat pentru Vaslui. Puternicul îndoie. De la Ghencev la Buhuș, centrare în careu spre Burdujan. Au resprins azerii prin Zaur Taghizada. Hugo Luz, din nou înalt în careu, șansa de gol pentru Vaslui, intervine foarte bine Micovici. Temoaniera a fost la un pas să deschidă scorul, reamintesc, Vasluiul are nevoie doar de un 1-0 pentru a se califica în turul 2 preliminar al Cupei UEFA. O luptă la centrul terenului, fluier al centralului Schergenhofer, repund repede vasluienii, pe partea dreaptă se află Temoaniera, centrare, Aliuță se afla acolo, până la urmă va repune de la margine. Hugo Luz, Aliuță, centrare cu piciorul stâng, Aliuță însă mult prea tare, out. După ce l-a răpit pe Viorel Hizo pentru câteva momente, chiar înaintea partidei, Tudor Furdui, iată, l-a venit în cabina de comentator. Bună seara din nou, Tudor. Da, bună seara. Spectatorii îmi spuneau în drum spre cabina de... De aici de unde comentăm noi că totul se învârte în seara asta în jurul lui Aliuță, jucătorul preferat al lui Porumboiu. Dacă jocul lui Aliuță merge în seara asta, ei bine, Vasluiul se va califica mai departe. O pasă care îl căuta pe George Adamia, un gruzin, mingea însă nu a ajuns la el. Revedem reluarea lui Temoaniera și intervenția foarte bună a portarului Vladimir Micovici, venit de la Steaua Roșie Belgrad, acolo însă unde nu a jucat niciun meci. E lipsit forța loviturii cu capul atacantului de la Vaslui, care are un fizic impresionant, l-am văzut de aproape și efectiv... Îți face umbră când treci pe lângă el. A fost faultat bulgarul Davchev, internațional, a și jucat pentru Naționala Bulgariei o singură dată, însă în 2001. Vasluienii resping undeva după centrul terenului, fază confuză. A fost Bayramov, a intervenit foarte bine Ghencev. O tentativă de lansare a lui Melico, se ridică fanionul de la margi. 6 minute au trecut din partida FC Vaslui FC Baku, 0-0 în continuare, reamintesc, în tur 1-2 și Viorel Hizo dă primele semne de neliniște, el deja, așa cum îl știm, a ieșit de pe banca de rezervă și încearcă să-și împingă jucătorii înspre poarta apărată de Micovici. Aliuță, un jucător pe cât de talentat, pe atât de capricios, lansare pe stânga, leargă Hugo Luz. Rezolvă foarte bine însă Rashad Sadigov.
cei de la Vaslui ar trebui să, să evite ceea ce s-a întâmplat chiar în minutul 2, când, când cei de la Baku au, au avut o ocazie imensă. Se vede că jocul nu este încă ceea ce ar vrea antrenorul Hizo, mai ales acolo în spate, unde sunt doi fundași centrali noi. Este vorba de Cânu și de Muntea. Să nu uităm, Tudor, sunt numai puțin de 6 jucători noi în primul 11 aliniat astăzi de Viorel Hizo, lovitură liberă în favoarea azerilor. Dimitri Kruglov se pregătește să execute, un fotbalist împrumutat de la Lokomotiv Moscova. Trei jucători de la Nefci, undeva în preajma careului de 16 metri, Vasluian, Kruglov, șut pe jos. Balonul respins de defensiva moldoveană și în cele din urmă mingea va fi repusă de gazd. A ieșit și antrenorul Demianenko să spună câteva sfaturi. Ambii antrenori sunt acum în picioare și nu este decât minutul 10. Îndoie Hugo Luz. Hugo Luz îl are în față pe Rail Melico, pasă la Temoniera pe stânga, centrare în fața porții. Mingea a fost respinsă de Abishov. Fluieră centralul Schorgenhofer, lovitură liberă în favoarea gazdelor. E bine, dacă în tur arbitrul rus a ținut cu azerii, poate acum este momentul ca austriacul să ne ajute pe noi. Austriacul în viața de zi cu zi este inspector, nu știu dacă nu cumva are această, are vreo problemă cu... Cinstea, o centrare foarte bine a lui Aliuță, mingea a trecut prin careul de 16 metri, Azer, recentrare Burdujan, resping oaspeții și șansă de contraatac pentru formația lui Demianenko. Balonul căuta pe Adania, a plecat foarte bine, a intervenit Hugo Luz. Hugo Luz însă trimite undeva în zona în care nu se afla niciunul dintre coechipieri. Trebuie să fie foarte atenți vasluienii la acest Adania, este un jucător foarte rapid, un jucător care marchează destul de rar, dar hărțuiește în permanență defensivele adverse. Se plângeau vasluienii înainte de această partidă, de fapt oficialii vasluieni, de două lucruri, de lipsa de omogenitate a formației și de faptul că nu-și cunosc foarte bine gazonul, pentru că în această vară ei n-au reușit să se antreneze aici din cauza vremii nefavorabile, lor le-a fost frică să nu strice gazonul. A și plouat în cursul zilei de azi și nu numai în cursul zilei de azi, să nu uităm, în nordul Moldovei este un adevărat potop în aceste zile. Aici încă este mai lejer cu ploaia, dar oricum au fost câteva averse. Terenul este totuși foarte bun la această oră. În imagine, Anatol Demianenko. Nefci Baku este a doua formație pe care o pregătește după Dinamo Kiev. Aliuță a schimbat partea de pe stânga pe dreapta. Buhuș, lansare pentru puternicul Burdujan. Balonul este însă trimis mult prea puternic. E o problemă cu Burdujan, el nu a jucat la Rapid în ultima vreme și ne punem cu toții întrebarea dacă va rezista măcar până minutul 75. Se vede că este în urmă cu pregătirea fizică. A fost o adevărată telenovela lui Burdujan la Rapid, până la urmă a fost nevoit să plece, la schimb cu Martare. Cânu, Hugo Luz.
a trecut de Herașiumiuc, în cele din urmă, out! Nu par încă foarte montaj jucătorii lui Viorel Hizo. Să sperăm că nu au căzut în plasă, să creadă, să considere că pot să câștige foarte ușor partida cu acești extrem de arțăgoși jucători. Poate nici nu e bine să dai un gol atât de repede și ar fi mai indicat să mai aștepte un pic băieții lui Hizo. Pe maniera, pasă pe dreapta la Ljubinković. Ljubinković însă nu poate ține balonul în teren. Ljubinković, al treilea golgheter al campionatului României în sezonul trecut. 16 goluri marcate. A avut un tur, de fapt 21 de etape, un sezon de toamnă-iarnă extraordinar. După aia s-a stins. Îndoie. Rebelul îndoie. Numai probleme a făcut Lavas lui de când a venit în februarie. Aliuță. Aliuță, Burdujan, 16 metri, șut al lui Burdujan, pe lângă poartă. Este exact ce spuneam mai devreme, atunci când jocul lui Aliuță merge, ne putem aștepta la orice de la Vaslui. Verticalizează foarte bine jocul și parcă ar juca de o viață cu Burdujan. Interesantă și execuția lui Burdujan. Atacantul a avut un tur de campionat sezonul trecut foarte bun cu Mircea Rednic, însă apoi a intrat în conflict cu clubul, așa cum spuneam mai devreme, a fost nevoit să plece din Giulești. Hugo Luz. Burdujan. Aliuță. Dribling bun al lui Aliuță, întoarce balonul spre Hugo Luz. În mare parte, jocul Vasluiului se petrece pe partea stângă. Buhuș. Ghencev. Ghencev, autorul golului din partida tur de la Baku. Cânu, Hugo Luz, nu se grăbesc fotbaliștii lui Viorel Hizo, acum înaintează portughezul. Burdujan, ajuns și el de pe dreapta pe stânga. Burdujan, un duel destul de dificil cu Melikov. Aliuță. Venit de la Poli Timișoara. Aliuță, îndoie. O lună de zile a lipsit îndoie în această vară. El fusese învoit pentru că a participat la convocarea naționalei Senegalului, însă și-a mai luat de la sine putere încă o lună de liber. Și cu toate astea, Hizo l-a iertat și acum este titular. Hizo nu prea are soluții, de aceea a preferat să-l țină încă pe îndoie. Ljubinković, șut puternic! A respins Mikovic. Ce bine a venit bulgarul Ghencev, dar a tras pe centru. Acolo se afla bine plasat Mikovic. Încearcă să iasă din strânsură Azeri. Pe dreapta, balonul la Dania. Melikov. Intervine foarte bine în doi. Revedem șutul lui Ghencev. Poate ar trebui să încerce mai mult și Ghencev și Ljubinković șuturile de la distanță. Mingea este udă, terenul moale. Demianenko și-a așezat echipa într-un interesant 4-5-1, doar cu Adania undeva un vârf împins care hărțuiește pe fundașii Vasluie. Încă o dată se încearcă șutul de la distanță, zimbabweanul Mike Temoniera. Despre Temoniera se spunea că ar trebui să plece de la FC Vaslui, mai ales după sosirile lui Burdujan și Nemanja Jovanović. Până la urmă el a rămas sub comanda lui Viorel Hizo. Și
Schorgenhofer îi atrage atenția lui Mikovic. Obișnuitele trageri de timp ale formațiilor oaspete atunci când situația le convine pe teren. Da, azerii au început să tragă de timp, nu suntem decât în prima repriză. Nu e bine dacă fac acest lucru chiar de acum. A respins bine când un doie. Ghencev. Buhuș. Ljubinkovic. În doie. Lângă el se află Herașumiuc. Rămâne în doie la balon. Hugoluz. Centrarea lui Hugoluz blocată și intervine foarte bine Mikovic. Mikovic este un portar care a evoluat și în Iran în 2007. Daniel Munteanu venit în această vară de la Unirea Urziceni. Emoții pentru Kuciak, până la urmă a degajat undeva în zona centrului terenului. Acolo se bat 2 vasluieni și 2 azeri. Hizo se enervează teribil la această decizie a lui Robert Schorgenhofer. Minutul 18 la Vaslui, în continuare 0-0, FC Vaslui, Nefci Baku. În tur, reamintesc, 2-1 pentru Azer. Degajează Hugoluz. Mike Temaniera la centrul terenului, binge de angajament pentru Burdujan. Burdujan este un vârf foarte puternic, presează acolo, încearcă Ljubinkovic, nu-i reușește însă execuția. Da, vrea să șuteze din toate pozițiile, nu totdeauna îi reușește lui Ljubinkovic. Taghizada. Herașumiuc recuperează Vasluieni. De maniera. Așteaptă prea mult balonul Aliuță. Îl a suflat Taghizada. Până la urmă, faza azerilor rămâne fără niciun rezultat. Adamia era oricum în offside, el a făcut pasul înapoi. Din câte am observat până acum, Vasluiul nu vrea să se descopere, nu vrea să forțeze foarte mult, așteaptă totuși un gol care să vină parcă de la sine, nu este bine. Au început bine vasluienii, în afară de acea ocazie a azerilor, meciul a fost la discreția băieților lui Hizo. Sunt destul de prudenți, Tudor, și încearcă foarte mult prin Aliuță și prin angajamente ale lui Burdujan. Până acum însă, excepția acelui șut de la 16-17 metri, Burdujan nu a reușit mare lucru. Credeam că acum va contrazice, centrarea lui însă a fost respinsă în aut. Nefci Baku a terminat sezonul trecut pe poziția a treia în campionatul Azerbaidjanului, un campionat în care s-au luptat 3 formații din capitală. Una dintre ele, Inter, a câștigat ultimele 10 meciuri și a terminat pe primul loc. Nefci Baku, deși cea mai bogată formație în acea țară, nu a reușit în de 3 ani să mai cucerească titlul. Din nou în offside Adania. Nefci Baku este o echipă care joacă bine acasă și pierde în deplasare, cel puțin în cupele europene. În 9 ani nu a pierdut niciun meci acasă și a jucat de 2 ori și în preliminarele Ligii Campionilor. Cred că cei 30.000 de suporteri și căldura de acolo fac ca Nefci Baku să iasă tot timpul învingătoare de pe teren propriu. Apropo de căldură, auzind că vasluienii se plâng de vremea de aici, că terenul nu este bun, că plouă, i-au spus și noi am avut probleme la Baku, era foarte cald, acum și voi aveți probleme acasă.
Așa este și poate azerii nu sunt obișnuiți să joace pe un astfel de teren. Oricum, Demianenko a spus că nu contează condițiile meteorologice, contează valoarea jucătorilor și a dat un pronostic, să-i spunem pronostic, 50-50%. Oricum, mai bine decât în partida cu Germina Lanver, când belgenii aveau 85% șanse. A surprins și această eliminare a echipei belgiene. Totuși, Belgia are un campionat mult mai puternic decât cel din Azerbaidjan. Munteanu. Cânu. Un alt fotbalist venit de la Poli Timișoara. Cânu și Aliuț au intrat în disgrația lui Marian Ian cu sezonul trecut. Ugoluz, centrare care îl caută pe Temoaniera, lovitură de cap a zimbabweanului pe lângă poartă. Ușor, ușor, numărul ocaziilor cresc pentru Vaslui, lipsește însă gol. N-a marcat foarte multe goluri Temoaniera la Vaslui, doar 8 în 41 de meciuri în cele două sezoane petrecute aici în Moldova. Metalurg Donețk a vrut să dea 550.000 de euro pe el, însă Porumboiu i-a refuzat pe ucrainien. De altfel, finanțatorul și patronul formației vasluiene bănuia că va fi un meci destul de greu astăzi, spunea, nu e deloc o echipă ușoară și sper să trecem cu bine peste acest joc. Azerii au demonstrat în tur că sunt un adversar redutabil, dar dacă avem pretenții de cupe europene, trebuie să știm să fim mai buni ca ei. Până acum însă este în continuare egalitate între FC Vaslui și Neftchi Baku. Pătrundere în doi. Încearcă să-și facă loc de central. Foarte bine s-a mișcat Zaur Taghizada. Încă o dată centrare spre Burdujan peste poartă. Este cel mai important meci, spunea Porumboiu, înaintea acestei partide. Patronul de aici, de la Vaslui, își dorește enorm ca echipa sa să meargă mai departe și în turul 2, acolo unde va juca și Poli Timișoara. Mai are însă de trecut de Neftchi Baku. Burdujan, fault în atac. Patru ani a stat Lucian Burdujan la Rapid, apoi s-a reîntors sub comanda lui Viorel Hizu, cu care a mai lucrat la Ceahlăul Piatra Neamț. Daniel Munteanu, Ugoluz. Minge recuperată de Azeri. Bayramov. Schimbă pe partea stângă Bayramov, acolo se află Lahverdiev. Nu a reușit să controleze bine balonul Azerul. Temoaniera, Bucuș, atac pozițional al Vasluiului. Cânu, din nou Ugoluz. Plântând vine după Ugoluz Adamia, apoi capitanul Taghizada. Taghizada nu a jucat în meciul tur, ieri și cu Melikov. Sunt cei care nu au fost trimiși pe teren în partida câștigată de Neftchi Baku, acasă cu 2-1. Mai bine de jumătate din prima repriză la Vaslui, în continuare 0-0. Aliuță, Ljubinković, dezamăgitoare centrarea lui Ljubinković, însă aleargă Burdujan. Burdujan este întâmpinat de Kruglov. Burdujan trebuie să se întoarcă. Încă o dată se trimite mingea în careul de 16 metri al azerilor, de unde a respins Alakverdiev. Herashimiuk, pe partea stângă, Kruglov. În fața lui Kruglov se află Genchev.
Balon care ajunge la Damian, moment greu pentru Vaslui, lovitură trimisă. Bară, ce șansă pentru Oaspeți, același Adamia despre care spuneam că este un om extrem de periculos. Și extrem de rapid, o fază care nu anunța nimic, dar le-a luat fața celor doi fundași centrali despre care vorbeam mai devreme. E o problemă acolo cu Munteanu și cu Cânu. Foarte bine a lovit balonul gruzinul. Inițial am avut impresia că mingea va trece peste poartă. Până la urmă a șters transversala. Au scăpat cu față curată moldovenii în minutul 27. Hizo cred că ar trebui să schimbe ceva din registrul tactic, până încă nu este prea târziu. S-au prins și azerii că Vaslui atacă mai mult pe partea stângă. Minci foarte multe trec pe la Aliuță și Burdujan, dar Burdujan de multe ori nu are nicio șansă. Priviți cât de puternic este Rail Melikov. A ieșit mingea afară. Și Burdujan vrea să le facă el pe toate, a vrut să bată și autul, a vrut să și centreze, însă mingea a ieșit. Revedeți faza azerilor și această bară a lui Adamia. Le-a șuierat glonțul pe la ureche gazdelor în minutul 27. Același Adamia se luptă cu Daniel Munteanu, faultează, lovitură liberă, bătută rapid de Vasluen. Aliuță, în spatele lui Aliuță, din nou același Melikov, de 10 ori internațional azer. Sunt 3 fotbaliști din naționala Azerbaidjanului, Lanev și Baku, Melikov, Alakverdiev și Rashid Sadigov. Interesantă ideea de a pasa la Genchev. Până la urmă îndoie Hugo Luz. Centrare bună a lui Hugo Luz. A respins Rashad Sadigov. Nu, se apără bine azerii. Nu știu dacă îi vor surprinde jucând așa cei de la Vaslui. În afară de fapt de Adamia, toți jucătorii de la Baku stau în propria jumătate de teren. Hugo Luz nu are cui să-i paseze în doi, în spatele său venise foarte bine Bayramov. Cânu, Aliuță, a început să se retragă spre centrul terenului, Aliuță, pentru a lua baloane utile. Fac pressing foarte bun cei de la Baku. Minge foarte bună la îndoie la Burdujan, intră care au Burdujan! Burdujan, gol în minutul 30. Excelentă pasa lui îndoie. Burdujan și-a demonstrat încă o dată clasa, șut cu stângul și portarul Vladimir Mikovici nu a reușit să mai facă nimic. În acest moment, FC Vaslui este calificată în turul 2 preliminar al Cupei UEFA, dar mai este încă mult. Revedem în doie, Burdujan a țâșnit dintre fundașii azeri și l-a executat sumar pe Vladimir Mikovici. Iată ce se întâmplă când umbli la tehnică și joci pe jos și nu cu acele centrări în careu. Pasă superbă pentru Burdujan și finalizare ca la carte pentru fostul atacant al Rapidului. Azerii sunt luptători, dar stau cam prost cu finețea, stau cam prost cu pe teren în momentul în care pasele sunt foarte rapide și devieri multe și traiectorii pe care ei nu le bănuiesc. Este exact ceea ce vasluienii trebuiau să facă de la început, să joace pe jos. Să vedem acum replica azerilor, pentru că ei trebuie să iasă la atac și să înscrie pentru a mai spera la calificare. Să nu uităm, sunt o formație care nu cedează niciodată la în turul întâi preliminar. Au marcat golul calificării în minutul 84.
Nitra reușise să întoarcă rezultatul 0-2 din tur, avea 3-0 și Carlos, care astăzi nu este nici măcar pe lista de rezerve, a înscris goluri care i-a dus pe Azeri în faza următoare. O centrare care a trecut prin fața porții lui Mikovic. Balonul este degajat, aleargă același argint Viu Atania. Acolo se află Buhuș. Da, simt că este momentul Vasluenii să înscrie și golul al doilea, de ce nu? Ar fi o repriză a doua mult mai ușoară. Cu toate că la un 2-1 meciul ar intra în prelungiri. Oh, nici nu s-a uitat la poartă Burdujan. Reau atacurile fotbaliștii lui Hizo și obțin prin același Burdujan încă o lovitură liberă la 25 de metri de poarta lui Mikovic. Aliuță, un jucător care a trecut pe la nenumărate echipe, pe la Rapid, pe la Steaua, pe la Poli Timișoara, la Sheriff Tiraspol, la Shakhtyor Donetsk. Centrează Aliuță. Balonul este respins din fața lui Lubinkovic. Iencev obține un out. De maniera. Îndoie. A avut dreptate Hizo când a ținut cu dinții de acest îndoie. Un jucător extrem de util, un jucător foarte puternic. Ugoluz, Aliuță, gleznăfină are acest Aliuță. Cânu. Îndoie, Temaniera. Burdujan tocmai plecase de acolo. Degajat Mikovic. Da, este momentul ca Vasluiul să paseze liniștit. Conduc 1-0 și totul este în grafic, cum se spune până acum. Indiscutabil, un transfer extraordinar Burdujan pentru FC Vaslui. Lubinkovic intervine foarte bine portarul azerilor. Iată că sunt acțiuni și pe partea dreaptă. Nu, momentul în care crește viteza, momentul acela greoi apărători azeri nu mai fac față. Și chiar spunea președintele ligii Dumitru Dragomir într-un interviu pentru TVR1 că Vasluiul poate să câștige la scor această partidă. Anatol Demianenko, al treilea fotbalist din istoria Ucrainei după Shevchenko și Blohin. Așa a fost considerat în 2000 în țara sa natală. Bayramov. Pasă greșită a lui Bayramov, nicio emoție pentru Dușan Kuciak. Acum se va vedea dacă Demianenko a fost un elev bun al lui Lobanovski. Maestrul tot timpul scotea ceva din pălărie atunci când echipa era condusă. Foarte, foarte bine organizație erau ucrainienii la acea vreme. De altfel, Demianenko, după ce a terminat cariera de jucător, a stat foarte mult în umbră până a ieșit la suprafață ca antrenor principal al lui Dinamo Kiev. Și sunt convins că știe toate trucurile lui Lobanovski. A fost la Kiev antrenor timp de 3 ani, să nu uităm acel 4-1 fabulos al Stelei în Ucraina. Degajarea portarului transferat de la MKS Jilina. Greșește Bayramov. Ușor au fost descumpăniți de golul marcat de Burdujan, fotbaliștii antrenați de Demianenko. Oh, greșeală mare, greșeală mare
al lui Endoi. Noroc că Munteanu și Cânu erau la post. Aliuță pot declanșa un contraatac rapid fotbaliștii lui Hizo. Îndoie Ghencev, vine din spate Kruglov. Ljubinković îl are în față pe Alakverdiev. Ljubinković, Buhuș este liber, îndoie, primește mingea, probabil se va schimba partea undeva pe stânga. Mingea s-a trecut întâi pe la Daniel Muntean. Daniel Munteanu pătrunde în terenul azerilor. Din nou Aliuță. Toate baloanele trec pe la Aliuță. Îndoie. Temoaniera. A ieșit foarte bine Melikov. Temoaniera, Aliuță. Ghencev de pe dreapta pe stânga. Se descurcă Ugo Luz. Centrează și pare gol! Temoaniera! Omul potrivit la locul potrivit. Excelent a fost această centrare a lui Hugo Luz, înșelătoare, portarul Mikovic a privit uluit la balon, pară și Temoaniera la post, 2-0. Oare a vrut să șuteze portughezul sau să centreze? Oricum, important este că e 2-0 pentru Vaslui. Și avem reluare ciudată totuși traiectoria balonului trimis de Hugo Luz. Foarte bine plasat Temoaniera, nicio problemă, iată, ca la antrenament. A pus latul fără nicio problemă. Iată că oracolul de la Bălcești are încă o dată dreptate. Am văzut și bucuria portarului Dușan Cuciac. Cuciac l-a scos din poartă pe Hăisan, portarul, golkeeperul care a debutat la, numai la 18. Da, Aliuță știe cu mingea, valsează, este adevăratul număr 10. Nu, un mare talent Aliuță, dar capriciile, așa cum spuneam și undeva la începutul partidei, capriciile l-au purtat prin tot felul de locuri, prin lumea asta. A fost și în China, a fost și în Ucraina, a fost și la marile rivale bucureștene, Steaua și Rapid, a fost la Timișoara. Poate că la Timișoara, vrea, să nu uităm, am scris acel gol fabulos în derbiul cu CFR Cluj, prima înfrângere a Clujului sezonul trecut. Vrea să demonstreze din culisele transferului lui, am aflat că el a obținut o sumă mult mai mare decât s-ar fi așteptat de la patronul Porumboiu și sigur acest lucru l-a mobilizat. Deposedat, dar și faultat Adani. Foarte vigilent Schorgenhofer. L-avertizează pe bulgarul Ghencev. Bat repede azerii. Undeva pe stânga, la Verdiev. Face semn austriacul. Jocul poate să continue. Temoaniera, venit la 30 de metri de poarta lui Cuciac. Aliuță are un spațiu liber. Pasă, Burdujan. Se demarcă pe stânga, Hugo Luz. Cu autorul golului 2 pentru FC Vaslui. Hugo Luz însă are de fugă, are de furcă. Este deposedat de Taghizada. Adamia pe dreapta, același Taghizada. Intră periculos Taghizada, centrează. S-au descurcat vasluienii foarte bine. Acolo se afla Daniel Munteanu. Aliuță. Nu este în offside Burdujan. Așteaptă balonul pe care îl primește în 2. Acum ajunge mingea, nu? Și până la urmă Burdujan intrase totuși în offside. Sunt spații mari în apărarea azerilor, spații de care ar putea profita la maximum vasluienii. În momentul în care ai grăbit jocul, azerii sunt practic dezintegrați.
fost faul la Rail Merikov. Rail Merikov, un jucător de 23 de ani, iată-l și pe Viorel Hizo, 61 de ani, un antrenor care a avut cele mai bune performanțe la Rapid. Marco Davchev, bulgarul plătit cu 500.000 de european. A fost offside. Salarii mari în Azerbaidjan, dar nu totdeauna banul contează. Da, iată și acțiunea azerilor, a fost finalizată de Adamia. De 4 ani este acest Adamia la Baku. Bordujean pe stânga. Pătrunde în viteză burdujeană și îndepărtează prea mult balonul Rashid Sadigov. Oleg Herashumiuk. Au început să se mai miște. Azerii au ieșit din acel bunker în care intraseră la începutul partidei. Este totuși 2-0 pentru FC Vaslui. Să sperăm că Vasluiul nu va ceda mijlocul terenului. Ar fi păcat ca azerii să egaleze situația la general. Vă reamintesc, dacă azerii reușesc să înscrie un gol, este 2-1 scorul din tur și atunci vom avea prelungiri. L-am văzut pe Buhuș. Buhuș, un jucător care a trecut și pe la Universitatea Craiova. Primul cartonaș galben pe care îl vede Aliuță. Minutul 44, în continuare 2-0, FC Vaslui, Nefci Baku. Burdujean și Temanier, autorii celor două goluri care ar putea să ducă formația moldoveană în turul 2 preliminar al Cupei UEFA. Iată-i pe suporterii vasluieni. Ar fi crezut ei oare în urmă cu câțiva ani că vor ajunge în această situație? În 2001 la Vaslui se punea problema dacă mai continuă formația, echipa de fotbal, pe vremea aceea Sportul Muncitoresc Vaslui. Greșește Aliuță. Lumea îl iartă însă. Sper că acel cartonaș galben să nu-l fi deconcentrat pe Aliuț, ar fi păcat. Ritmul jocului, care n-a fost foarte strălucit, a mai scăzut și mai mult după marcarea celui de-al doilea gol de către Gazdă. Azeri încheie prima repriză în terenul Vasluiului. Bayramov pasă fără adresa lui Bayramov, intervine Cânu, îndoie Daniel Munteanu, Buhuș. Nu se grăbesc vasluienii, minge care îl caută pe Temaniera. Terenul este însă, iarba este udă, mingea a sărit foarte repede în afară. Am văzut un cadru mai devreme cu Demianenko, părea resemnat ucrainianul. Poate că să treci două tururi în cupele europene este deja un obiectiv bun pentru Nefci Baku. Vă reamintesc, azerii au trecut de o echipă din Slovenia și de una din Belgia. Un singur minut de prelungire la Vaslui, 2-0. Nefci este o formație totuși care an de an joacă în cupele europene. E adevărat, mai mult bifează prezența, cu excepția sezoanelor 2005-2006, când spuneai că au ajuns în turul 2 preliminar. Însă atunci au avut adversare foarte puternice, ŠSKA Moscova și Anderlecht, două echipe care pur și simplu i-au spulberat pe azeri. Îndoie pe partea stângă. Este ciudat totuși faptul că aceste cornere de pe partea stângă sunt executate de Ljubinković, care joacă pe partea dreaptă. Risipă de energie.
Bine, să fim serioși, Ljubinković n-a strălucit prea mult în partida de astăzi. A avut doar foarte puține prezențe în preajma careului de 16 metri, prezențe utile. Iată-l, poate acum Codrazice, centrează Ljubinković, balonul este respins în 2, 25 de metri, șut blocat de Herașumiuc. Degajează până la urmă Kruglov. Și în acest moment, fler final al primei reprize, la pauză, Vasuiul conduce pe net și Bacu. 2-0, autorii golurilor Burdujan și Temoaniera. A fost o primă repriză în care moldovenii au dominat clar, în care oaspeții s-au limitat doar să se apere. Până la urmă, fortăreața imaginată de Demianenko a cedat și două goluri avantaj la pauză pentru echipa lui Viorel Hizo. Reamintim în tur 1-2. Dăm legătura, revenim după pauză. Vasluiul este în grafic, 2-0 la pauză cu Nef și Bacu, două goluri Burdujan și Temoaniera în prima repriză, două goluri care au dus speranțele Vasluiului extrem de departe. Iată-i pe suporterii moldoveni, extrem de bucuroși pentru evoluția formației lor în prima parte a acestui joc. Revedem prima ocazie a întâlnirii. Adamia, excelent, lansat pe dreapta, a profitat de necorelările dintre cei doi fundași și a trimis balonul care a șters transversal. A fost un moment de mare suspans pentru formația antrenată de Viorel Hizo. Iată și golul lui Burdujan, golul cu care Vasluiul a început să conducă 1-0. Excelent acest șut al lui Burdujan din întoarcere. Mihovic nu a mai avut ce să facă. Centrarea lui Hugo Luz. O centrare înșelătoare. Mingea a lovit bara din stânga porții apărate de Micovi și pe fază Temoaniera a stabilit scorul după prima repriză. 2-0 FC Vaslui Nefci Baku. Reamintesc, în tur a fost 2-1 pentru echipa din Azerbaijan. La acest rezultat, moldovenii sunt calificați în turul 2 preliminar al Cupei UEFA. Bucurie mare pe banca tehnică a gazdelor. Nici o schimbare la Vaslui, când lucrurile merg bine, nu se schimbă echipa. Două dintre transferurile bune ale Vaslui, Burdujan și Aliuță. Nefci Baku a avut un program extrem de interesant astăzi. Azerii au sosit de ieri, s-au cazat la Iași pentru că au avut pretenția unui hotel de cel puțin 4 stele, un hotel de astfel, de acest gen, nu se găsea în Vaslui. Au dormit la Iași și azi dimineață au vrut să se antreneze, numai că nu prea avea unde, așa că au fost la închisoare. De altfel, au făcut antrenament pe stadionul penitenciarului de maximă siguranță Iași. Până acum nu le-a prins deloc bine acest lucru și start în repriza secundă a meciului dintre Vaslui și Nefci Baku. Echipa lui Viorel Hizo trebuie totuși să fie foarte atentă. Reamintesc, în primul tur preliminar cu slovacii de la Nitra, azerii au revenit pe final și au marcat golul calificării în minutul 84. Un șut blocat de Cânu foarte bine, Ljubinković, Buhuș. Balon de angajament pentru Temoaniera. Acolo se afla însă Ruslan Abishov. Lovitură liberă acordă centralul meciului Schorgenhofer. Nu e idee bună asta să faci naveta. Mi-aduce aminte de echipa Italiei care la Euro 2008 avea cantonamentul în Italia și în Austria și juca meciurile în Elveția. Ați văzut unde s-a oprit Italia la acest Euro 2008. Drum înseamnă oboseală. Vasluiul a ajuns după un adevărat serial cu suspans în Cupa UEFA Intertoto. Sezonul trecut, formația antrenată pe atunci de Dorinel Munteanu începuse foarte bine, dar totul s-a rupt undeva în etapa 26-a, când moldovenii au pierdut după un meci cu mare scandal aici, 0-1 în fața Stelei. Atunci a tunat porumboiul, voi face curățenie la vară în echipă. El l-a acuzat pe Dorinel Munteanu de tot felul de lucruri necurate, a fost un scandal monstru.
în Vaslui. Până la urmă, Dorinel Munteanu a plecat, Porumboiu l-a adus pe Emil Săndoi, dar totul se rupsese, doar 5 puncte cu Emil Săndoi în ultimele 8 etape, nu mai era nicio speranță pentru formația vasluiană, însă a explodat bomba, a fost o decizie la Comisia de Disciplină, la Masa Verde, în meciul Oțelul cu Vaslui, și am văzut lovitura de cap a lui Burdujan, de puțin pe lângă poarta lui Nicovici. Revin, s-a dat 3-0 pentru moldoveni, pentru vasluieni în partida cu Oțelul. Galați pe teren fusese 1-1 și astfel... Îi place lui Burdujan să aibă asemenea execuții cu spatele la poartă, fără să-l observe pe portar. Într-adevăr, Burdujan este un jucător extrem de periculos, la fel cum pare și acțiunea de pe partea dreaptă a lui Ljubinković. Ljubinković este faultat și urmează lovitura liberă, însă să închei acea telenovelă cu Comisia de Disciplină. Forurile federale le-au dat dreptate vasluienilor, care au contestat dreptul de joc al unor gălățeni suspendați două etape după meciul cu Rapid, Secheli și Paraschiv, două etape. Comisia de apel a redus pedeapsa, Mircea Sandu a cerut rejudecarea, Filipescu, șeful Comisiei de Apel, a refuzat și a demisionat. Până la urmă, tot Comisia de Apel și CAF-ul au dat dreptate Vasluiului, care a ajuns în Intertoto. Moldovenii, lovitură liberă, periculoasă, de pe partea dreaptă, de acolo, aliuță. Sunt patru jucători al lui Hizo, încearcă să intre, să se furișeze Buhuș, centrare bună, aliuță, lovitură de la colțul terenului. Ca de obicei, în meciul de astăzi, lovitura de la colțul terenului este executată de Marco Ljubinković. 3500 de spectatori asistă la acest joc. Returul din turul 3 al Cupei UEFA Intertoto. O centrare care traversează suprafața de pedeapsă. Azeră încearcă să plece pe un contraatac, încercare nereușită a oaspeților, minge la Temoaniera, în careu, balonul trebuia să ajungă la Burdujan. A fost Ghencev, încă o dată se trimite balonul în careu, minge spre care aleargă Adamia, acolo însă foarte bine Gabriel Cânu, degajare cu Ciac. Fault al lui Temoaniera. La astfel de faze, totdeauna arbitrul dă credit fundașului. Hugo Luz. Aliuță. Un rol extrem de important a avut în meciul de astăzi Aliuță. Iată-l tot fentându-i pe fotbaliștii azi. Pasă din nou la Burdujan. Excelent a apărut Alak Verdiev. Bayramov. Davchev. Bulgarul care a jucat o singură dată național a țării sale în 2001. Hugo Luz. Bayramov. A degajat Daniel Munteanu. Alak Verdiev, frumos l-a întors pe Marco Ljubinković. Par mult mai insistenți în repriza secundă jucătorii lui Demianenko. În acest moment ei sunt eliminați și să sperăm că așa vor rămâne. Alak Verdiev, situație destul de periculoasă la 16 metri de poarta lui Kuciak. Șut însă Davchev pe lângă poartă. Nu trebuie lăsat să tragă la poartă azerii. Este suficient să ai o execuție bună și totul se schimbă. Nu știu pentru ce îi dau 500.000 de euro pe an lui Davchev, un fotbalist care a evoluat și la CSKA Sofia. În ultimii 4 ani a jucat însă pentru Lokomotiv. Se bate Burdujan, se descurcă azerii. Recuperează foarte bine Temoaniera, este faultat. Cartonaș galben. Și a avut noroc azerul, pentru că erau colegii săi care erau mai în spate decât el, pentru că dacă era ultimul fundaș, putea primi chiar roșu la această fază.
S-a jucat cu focul, Rashad Sadigov mai avea puțin și îl dezbrăca pe Temaniera. Era în situație sigură de a marca Temaniera. Și în aceste condiții se poate da și roșu. Aliuță, 25 de metri, pericol pentru poarta lui Nicovici. Un gol de 3-0 ar fi extraordinar. În minutul 52, șansele Vaslui ar deveni din ce în ce mai mari pentru o calificare care în momentul acesta poate fi periclitată de orice reușită a oaspeților din Azerbaidjan. Probleme pentru Schergenhofer cu zidul azer. Până la urmă reușește austriacul să pună ordine. Aliuță, șut direct în zid, tot Aliuță, încă o dată intervenție excelentă Vladimir Mikovici. Are un stâng de aur Aliuță. Oricum putem spune despre Neftchi Baku, este o formație care face destul de multe în această zonă a pigmeilor din cupele europene. De obicei reușește să treacă de turul întâi, fie că joacă în Cupa UEFA sau UEFA Intertoto. A fost lovitura de colț periculoasă, balonul a traversat careul de 6 metri din fața porții lui Mikovici. Până la urmă, din nou lovitura de la colțul terenului. Ljubinkovici, același Ljubinkovici, un om esențial pentru Vaslui în turul campionatului precedent. Ljubinkovici, acolo a venit și Daniel Munteanu, un altul fundaș venit de la Urziceni, provenit de la Urziceni. S-a respins. Ljubinkovici încearcă o trecere de finețe. Corner. Momente bune pentru Vaslui, minutul 54. Două goluri avantaj pentru echipa lui Hizo. Poate vor sparge gheața și cu aceste lovituri de la colțul terenului și cu aceste centrări, cu toate că am văzut că până acum vasluenii au făcut diferența la jocul pe jos. S-a întors foarte bine în doi, a încercat să trimită mingea cu piciorul stâng, a fost blocat. Bayramov spre Adamia, de data aceasta nu se descurcă în fața lui Hugolus. L-a ghicit portughezul pe gruzin. A respins Alakverdiev. Ndoe. Îl ajută Aliuță. Este liber Stanislav Genchev. Frumos dribling al lui Genchev pe lângă Kruglov. Pătrunde în continuare Genchev. Pasa însă nu este foarte bună. A fost faultat totuși. Lovitură liberă. Se vede că bulgarul este un jucător polivalent și un jucător cu foarte multă experiență. El a evoluat și la CSKA Sofia și la Litex Loveci. Stă bine pe picioare. Cred că de data aceasta lovitura liberă va fi executată de Ndoe. El este cel care își potrivește balonul. Imagine Vladimir Mikovici, 32 de ani. A fost, așa cum spuneam, la Steaua Roșie Belgrad și n-a reușit să prindă niciodată loc în prima echipă pe Maracana din Belgrad. Excelent șutul lui Ndoe peste poartă. Oh, ce bombă! Ndoe, un fotbalist venit la Vaslui în februarie anul acesta. Extrem de talentat, spun Porumboiu și ceilalți de la Vaslui, dar și un jucător problem. Balon către Burdujean. Tot timpul există un dar la acești jucători de la Vaslui. Bun, dar le lipsește ceva pentru a face adevărata performanță. Bine a blocat Ljubinkovici. Genchev. Ndoe. Aliuță.
poate dezvolta foarte bine pe partea stângă, Aliuță acolo unde s-a dus Hugo Luz. Aliuță preferă o întoarcere, încă un dribling, al treilea dribling, îmi aduce aminte de goluri marcate în partida Rapid Gloria Bistrița. Acum câțiva ani n-a reușit să ajungă însă în preajma porții, așa cum o face Temoaniera, și-a îndepărtat prea mult mingea, a intervenit Kruglov, degajează undeva în zona nimănui în terenul vasluian. I-a transformat în jaloane pe azeri Aliuță. Lovitura de la margine, bătută de Buhuș. Anul trecut Buhuș a vrut să se lase de fotbal și cu greu a fost convins de Dorinel Munteanu să revină la echipă. Extraordinară luptă portughezul Hugo Luz. N-a reușit însă să treacă mingea peste Zaur Taghizada. Lovitura liberă trimisă de Aliuță și intervenția foarte bună a lui Vladimir Micovici. Adamia. Pressing Temoaniera. A ieșit mingea în afara terenului. Iată-l pe Aliuță, știe să pună și piciorul când e nevoie. Se putea accidenta la această fază. Bayramov. Centrare spre Adamia, cam liber Adamia acolo. Noroc că nu a prins mingea așa cum și-a dorit. Kruglov, internațional estonian acest Kruglov. Degajează Buhuș. Bayramov. Din nou Kruglov. Greșește. Îndoie. Pasă bună la Aliuță. Trei vasluieni pleacă foarte repede pe contraatac. Minge la Burdujan. Burdujan a lovit nițelul și cu mâna. Era și Temoaniera în preajma lui. În dreapta undeva era Ljubinkovic. Degajează la disperarea Zerii. Buhuș. Și-au dat seama vasluienii că nu trebuie să le cedeze prea mult teren jucătorilor lui Demianenko, îi pot deveni extrem de periculoși. Efort Ljubinkovic nereușit. Adamia încerca să-i sufle mingea lui Daniel Munteanu. Fără șanse. Îndoie. Aliuță. Temoaniera. Ghencev. Combinații mult mai rapide ale vasluienilor. E adevărat, până acum fără efect în repriza secund. Aliuță. Temoaniera, 25 de metri, ar fi avut o posibilitate să tragă și a prelungit prea mult balonul. Noroc de faptul că azerii nu prea stau bine la capitolul construcției. Greșește însă și Buhuș. €10.000 vor primi vasluieni în cazul unei victorii și alți 50.000 dacă se vor califica în Cupa UEFA. Bani mulți și ambiții mari pentru Porumboiu. Porumboiu a băgat foarte mulți bani aici la Vaslui, altfel această formație nu ar fi existat. Buhuș, duel al lui Buhuș cu Kruglov. Faultat internaționalul estonian, care a marcat singurul său gol pentru reprezentativa și nu era Estonia într-o partidă cu Finlanda. Și nu era deloc bine dacă estonianul trecea la această fază de Buhuș. Atenție mare la Davchev, cel mai important jucător din echipa lui Demianenko. Davchev, mult peste poartă. Clar, cu asemenea execuții nu poți spera la mai mult. Tudor să fie în continuare asemenea execuții.
pentru ca poarta Vasuiului să nu sufere. Marco Ljubinković. Combinație în trei în terenul advers. Burdujan a fost primul la balon. Ruslan Abishov out. Ljubinković încearcă să-l ajute Buhuș, au venit însă în haită azerii și l-au depozitat pe Vasluian. Același Adamia, singurul care a pus probleme până acum defensivei vasluiene. Adamia se descurcă, trimite pe stânga la Davchev. Centrare, Davchev. Hugo Luz, Daniel Munteanu, Hugo Luz, era Adamia și Taghizada. Pătrunde bine Taghizada, de pe dreapta, centrează, iese excelent Kuciak în 2004-2005 în lotul lui West Ham United, dar unde, la fel ca și colegul din poarta azeră, Mihovic nu a prins niciodată un loc în primul 11. Iată-l pe Nemanja Jovanović, cred că va intra în locul lui Burdujan. Spuneam înainte de în timpul primei reprize că Burdujan nu este, nu joacă la un potențial maxim. El nu are foarte multe meciuri în picioare. Intrăm în minutul 64 și vor face vasluienii prima modificare. Nemanja Jovanović îl înlocuiește pe Marco Ljubinković. Nemanja Jovanović a venit și el în această vară de la Universitatea Cluj. El a fost unul dintre cei audiați în cazul Valiza. A venit și a promis că va marca golul multe pentru FC Vaslui. Cânu face semne Schorgenhofer. Jocul poate să continue. Nu a fost intervenție periculoasă. Degajare din preajma careului de 16 metri. Vasluian undeva în zona centrului terenului. De acolo balonul la 25 de metri de poarta lui Kuciak. Lansare la Burdujan. A scos sufletul din fundașii adverși. Burdujan are probleme. Rail Melikov respinge greșit. Aliuță! Șut prin surprindere, Aliuță! Pe lângă poartă. 15 meciuri și 2 goluri în Cupa UEFA pentru Lucian Burdujan. Și acum îl vedem pe cel care a deschis drumul la Shakhtar Donetsk acum 6 ani. Iată ce înseamnă să faci un pressing bun. Burdujan a făcut acest lucru foarte bine și i-a permis lui Aliuță să tragă la poartă. Bogdan Buhuș. Convinge pentru puternicul Temoaniera, însă stau în cea mai mare parte a timpului foarte bine funda și azeri. Sunt niște jucători extrem de solizi, e adevărat, nu prea au cu tehnica. Buhuș, o intervenție extrem de dură, Hizo efectiv explodează. A fost o intervenție extrem de dură a lui Elnur Alakverdiev. Elnur Alakverdiev are care ceva de împărțit și are un schimb de replici cu banca Vasluiului și cu oficialii moldoveni. Sincer să fiu, nu știu în ce limbă să înțeleg, dar oricum cert este că fiecare între limba lui. În jurăturile sunt internaționale de acum. Alakverdiev este unul dintre cei trei internaționali azeri, are 25 de ani și este cel care a marcat golul victoriei și calificării împotriva lui Berșo Germinal Anver. Continuă să fie probleme pentru Bogdan Buhuș. Revedem faza urmărit de Kruglov. Buhuș a pătruns și a venit cu o intervenție periculoasă, cu o intrare periculoasă la Verdiev. Noroc că nu l-a prins pe Buhuș cu picioarele pe pământ, altfel am fi putut asista la o accidentare mai grea. Se pare că Buhuș își va reveni. Într-adevăr, Buhuș, jucătorul care pe vremea când evolua la Universitatea Craiova era o mare speranță și a revenit, îi face semne arbitrului, vrea să intre pe teren, însă austriacul încă nu l-a văzut. Acum, de-abia, Schorgenhofer îi face semn lui Buhuș să pătrundă pe gazon.
Pe partea dreaptă, Herașiumiuc, marea speranță a fotbalului, una din marile speranțe ale fotbalului ucrainian. Centrează, minge respinsă, tușe pentru azeri. Surprinde totuși faptul că nici Demianenko nu face schimbări. Este aproape minutul 70 și Neftchi Baku trebuie să înscrie dacă vrea să mai aibă vreo șansă. De altfel, este prima oară când Demianenko în această ediție a Cupei UEFA Intertoto nu schimbă tactica de la meciul de acasă la cel din deplasare. De obicei, în deplasare juca 4-5-1. Acum văd că a mers pe același, mai mult pe un 4-4-2, dar cu cel de-al doilea vârf Bayramov adus în spate, undeva în linia de mijloc. O fi știind el ceva, își cunoaște cel mai bine jucătorii și ce potențial au aceștia. Parcă pregătește o transformare de rugby în 2, 35 de metri de poarta lui Mikovici. Trei jucători. Zidul este mult, mult prea aproape. În 2, șut pe jos, deviat de Rashad Sadigov. Rashad Farhad Sadigov, 26 de ani, două titluri cu Neftchi Baku. A jucat și el în Iran, dar a mai evoluat și la Kayserispor, în Turcia. Foarte interesant este că acest Sadigov în 2006 a avut niște probleme, a fost suspendat 6 luni, timp în care s-a antrenat jucând basket în prima Liga Azeră. Da. Iar la Azer mai este un Rashid Sadigov care a marcat golul din tur, care nu evoluează astăzi. Din nou lovitură de la colțul terenului. Din nou aliuță, din nou aceste centrări și din nou respinge portarul Mikovici. Venit în ajutorul apărării, Adamia pe stânga, culoar bun pentru Davchev. Excelentă intervenția lui Munteanu. Poate ar trebui să fie mai atenți cei de la Vaslui, să închidă eventual un pic jocul. Demoniera, stânga, Burdujan față în față cu Sadigov, șut Burdujan, puțin i-a lipsit lui Demoniera să înțepe balonul cu vârful bocancului. Oricum, faza nu a fost deloc bine gândită de Burdujan. Nu, și nici nu cred că se aștepta jucătorul din Zimbabwe să mai ajungă mingea la el. Timpul trece în favoarea Vasluiului, minutul 70 în continuare, 2-0. Două reușite, Burdujan și Temoaniera în prima repriză pentru formația moldoveană. Însă azerii încep să devină din ce în ce mai insistenți. Se luptă la marginea careului de 16 centi Munteanu, degajează Gabriel Cânu. Temoaniera, noul intra pe teren, Nemanja Jovanović. Un dribling bun al lui Nemanja Jovanović în fața lui Oleg Herașiumiuc. Burdujan, l-au cam ghicit în partea a doua a jocului, fundașii advers pe Burdujan. Jovanović. Știe cu mingea, protejează bine balonul fostul jucător al Universității. Încă 20 de minute până la final, 2-0 pentru Vaslui, un scor corect după cum s-a jucat. O
fost un fault al lui Temanier. Extrem de dezamăgit de Mianenko, gesticulează pe bancă, va face și el prima înlocuire, îl va trimite pe teren pe George Chelidze. Centrare la Temaniera, intervenție excelentă, Mikovic, acolo se afla și Petar Jovanović, și nu Nemanja Jovanović. Buhuș, Burdujean, Temaniera, încă un șut puternic al Îndoie, dar al lui Îndoie, mult pe lângă poarta lui Nikovic. Și Hizo mai face o schimbare. Iese Aliuță. Iese Aliuță și intră Adrian Gheorghiu în echipa lui Hizo, iar Demianenko întâi a vrut să-l scoată pe numărul 10, Adamia s-a răzgândit și îl văd pe arbitru de rezervă arătând tabela cu numărul 15. Este vorba de Ruslan Abishov și a intrat George Chelidze. La prestația lui Aliuță este răsplătită cu aplauze de publicul din Vaslui. Și-a făcut treaba Aliuță în această seară. În imagine, noul intrat în formația Neftchi Baku, George Chelidze, a evoluat în Georgia, Rusia și Ucraina. Iată-l și pe Adrian Gheorghiu, provenit de la FCM Bacău. El și-a luat foarte repede locul pe banda stângă. Atac întârziat al lui Munteanu. Tușierul n-a scăpat acest fault al fostului jucător de la Alunirii Urziceni. Taghizada se descurcă vasulenii foarte bine. Degajează în doi la Temaniera. Temaniera între doi fundași foarte bine, foarte bine. Și a fost faultat ala Verdiev. Clar galben. Vrea să-l ia acasă. Ala Verdiev ar fi trebuit să ia cartonaș galben și în urmă cu mai multe minute când l-a faultat pe Buhuș. Acum era un moment propice pentru Vaslui, putea să rămână cu un om în plus. Foarte bun arbitrajul austriacului Schörgenhofer până acum, în minutul 76 al partidei FC Vaslui, Neftchi Baku, 2-0. Melikov ar vrea să construiască ceva azerii, nu reușesc. Bine a recuperat în doi. Foarte puțin i-a lipsit lui Burdujean să prindă mingea. Îl presează pe Mikovic. Greșește Mikovic, prea Gheorghiu. Gheorghiu poate centra în fața porții, preferă însă un șut reținut fără probleme de Mikovic. Păcat, îl avea pe Îndoie. Offside. Offside la Chelidze. A preferat șutul Gheorghiu.
În cupele europene, Viorel Hizu a avut un celebru duel cu Paris Saint-Germain pe vremea când antrena Rapidul. Atunci, după 0-0 la Paris, a venit meciul Partida cu Bucluc de la București, când a căzut Nocturna din Giulești. La 1-0 pentru francezi, s-a dat 3-0 la Masa Verde. Hizu a trecut pe lângă, poate, șansa vieții lui, o victorie în fața unei echipe extrem de mari, așa cum era la vremea respectivă PSG-ul. Bayramov, atac undeva la 30 de metri de poarta lui Kuciak, Taghizada, Herashimiuk, liber, doi jucători gruzini, Adamia și Melikov, șut blocat de îndoie. Burdujan recuperează un balon undeva în zona centrului terenului, în doie. Burdujan stă, nu intră în poziție de offside, până la urmă însă balonul ajunge pe dreapta la Petar Jovanović. Acum se ridică fanionul de la marci. Am târziat Jovanović această centrare. Și foarte vigilent asistentul Obwürzer. Probabil așa este și ca agent de asigurări, ceea ce face în viața de zi cu zi în Austria. Oricum trebuie să remarcăm arbitrajul excelent al acestei brigăzi din Austria. Practic, fără greșeală. Prea pretențioasă tentativa lui Krugrov, cel care a evoluat în 3 sezoane, doar 10 partide pentru Lokomotiv Moscova. Luptă Temoniera la centrul terenului cu Bayramov. Foarte bine s-a descurcat Temoniera. Petar Jovanović, Genchev. Foarte util bulgarul până acum în 11-le lui Hizo. Cred că este marele câștig al lui Hizo în această perioadă de vară. Oho! L-a controlat bine pe Davchev. Va vedea cartonașul galben, Gabriel Cânu. Țipă la coechipierii săi, este foarte nervos, probabil... Nu, și oricum, mai bine că a faultat, aici, la centrul terenului și nu în zona fierbinte. Se spune că atunci când vrei să stopezi atacurile, trebuie să faci faulturi la o distanță de 40 de metri de proprie poartă. Tentativa de pressing a lui Burdujan. Minge respinsă până la urmă de Buhuș. Adamia, cel mai bun jucător în meciul de astăzi al lui Nefci Baku. Pe dreapta, Rail Melikov. Iată-l unde a ajuns, Adamia. El este atacant. Se descurcă foarte bine gruzinul. Ce plămâni are acest îndoie, a alergat cât toată echipa Vasluiului. Zece minute mai despar Vasluiul de calificarea în turul 2 preliminar al Cupei UEFA. În continuare 2-0 pentru echipa patronată de Adrian Porumbul. 60.000 de euro, 10.000 pentru victorie și 50.000 pentru calificare vor primi jucătorii antrenați de Hizo în cazul acestei reușite. Cartonaș galben și pentru Oleg Herashimiuk. Sigur că în turul 2 preliminar FC Vaslui va întâlni o echipă puternică, o nucă tare. Așa se întâmplă când particip pentru prima dată în cupele europene. Nu neapărat, să nu uităm, anul trecut aceeași reușită i-a aparținut Oțelului, au intrat în turul 2 preliminar după ce au trecut alte două tururi, cel mai important a fost cel în care a jucat dubla cu Trabzonspor.
au evoluat contra celor de la Lokomotiv Sofia, un adversar care putea fi foarte ușor depășit. Gălățenii însă n-au reușit, din păcate, acest lucru. Oricum, și ceea ce oricum nu va mai fi cele, vorba de ceea ce, este cel mai, da, ceea ce este cel mai dificil și trebuie să facă foarte atente reprezentantele noastre în cupele europene este că totul se împarte la multe, acel coeficient UEFA se împarte la mult mai multe echipe decât în sezoanele precedente. Cu cât luăm mai puține puncte, cu atât coeficientul scade și de la această euforie de acum avem 6-7 echipe, vom ajunge, dacă nu vom face puncte foarte multe, vom ajunge din nou la maxim 3 formații. Să dea Dumnezeu să nu fie așa. Și asta în condițiile în care, atenție, Cupa UEFA își va schimba complet formatul de la anul, va deveni o competiție la fel, nu știu dacă la fel, dar aproape la fel de bine plătită ca Liga Campionilor. Foarte bine a jucat și Cânu astăzi, a respins perfect și la faza precedentă. Petar Jovanović. O driblingul al lui Petar Jovanović, duel destul de dur cu Herașimiuc, 43 de meciuri pentru Dinamo Kiev. Același Jovanović revine, minge excelentă la Burdujan, pe stânga se demarcă Gheorghiu, Burdujan încearcă să continue de unul singur, este faultat, lovitură liberă, cred că însă o pasă la Gheorghiu ar fi fost mult mai indicată, Gheorghiu avea mult mai mult spațiu de manevră, putea avea culoar, putea să-l învingă mult mai ușor pe Micovici. Aliuță nu mai este pe teren să execute loviturile libere de la 18-20 de metri în acel loc. E adevărat, se pregătește în doie, dar în doie este un fotbalist care trage foarte bine de la distanță. Mai puțin le are cu tehnica în loviturile de aproape. Burdujan are probleme. Să nu uităm că și la Rapid a avut perioade destul de lungi, a avut multe ghinioane, perioade destul de lungi în care a fost accidentat, a alternat acele perioade de accidentare cu momente de sclipire despre care am mai vorbit și în prima repriză, cum au fost cele din turul sezonului trecut de sub comanda lui Mircea Redin. FC Vaslui ar fi trebuit să joace în acest final de săptămână, în prima etapă a Ligii I contra Stelei, un meci extrem de interesant, însă din cauza acestui joc, acestei întâlniri din a doua manșă cu Neftchi Baku, și-a amânat partida cu Steaua, care se va desfășura miercurea viitoare. Așadar, un mare show la FC Vaslui Steaua, un moment important al primei etape. De altfel, s-au încheiat deja două meciuri din Liga 1. FC Brașov debutează cu dreptul, 1-0 contra uneia dintre cele mai dificile formații, Unirea. Brașovenii, jucătorii lui Răzvan Lucescu, au dat lovitura în minutul 94 prin Oros, în timp ce Universitatea Craiova a plecat și a foarte bine 2-0 contra Poliaș, Prepeliță și Bărboianu, autorul celor două goluri. Noi ne reîntoarcem la Vaslui, unde Ndoie are o oportunitate deosebită de la 20 de metri. Ndoie, șut pe lângă! Ce puțin a lipsit să încheie jocurile acest Ndoie. Urmează lovitura de la colțul terenului, în timp ce Burdujan îi face din nou semn austriacului. Vrea să intre pe teren. Schergenhofer, așa cum s-a întâmplat și cu Buhuș, are o întârziere în a recepționa mesajul fotbaliștilor în încercarea acestora de a reveni pe gazon. Adrian Gheorghiu trimite de la colțul terenului. Din nou probleme cu reținutul balonului pentru Micovic, de obicei portarul lazerilor. Boxează, minge urmărită de Temoaniera, o foarfecă greșită pentru Rashad Sadigov. Petar Jovanović. Deviere bună Temoaniera, însă mingea nu a putut ajunge la Cânu. Herașimiuc. Mingea trebuia să ajungă la Taghizada. S-au descurcat foarte bine vasluienii. Acum de-abia a intrat Burdujan. Burdujan ține mingea. Probleme pentru unul dintre fundașii de la Neftchi Baku.
Minutul 87. 2-0 în continuare, în timp ce la mijlocul terenului este o luptă surdă. Petar Jovanović are ceva să-i reproșeze lui Celidze. Celidze vede cartonașul galben. Cel care este căzut este Gabriel Cânu. Iată, a fost acea lovitură primită de la Celidze. Încă o schimbare în echipa lui Demianenko. Ucrainianul este disperat, dar totuși face schimbare post pe post. Cel care intră este numărul, este Guliev. Eschin Guliev, care înlocuiește pe Dimitri Kruglov. Cel puțin până în acest moment, echipa lui Hizo gestionează foarte bine finalul de întâlnire. Conduc moldovenii cu 2-0 și sunt calificați. Îndoie, foarte bun joc a făcut Îndoie. Petar Jovanović. Încă un fault al lui Elnula Alah Verdiev. Foarte dur internaționalul azer. Demoniera nu se poate descurca în fața lui Sadigov. Parcă vor să iuțească oaspeții. Totul este însă respins de Reduta Vasluia. A faultat Demoniera. Hizo nu mai are răbdare. Se află în acel dreptunghi rezervat antrenorilor. Gesticulează, arată, trasează indicații. Foarte puține momente până la calificarea Vasluiului în turul 2 preliminar al Cupei UEFA. Bayramov, Alah Verdiev, Rashad Sadigov, Rail Melikov, Herashimiuk, pierd balonul azerii. Acum pot pleca vasluienii pe contraatac. Burdujan, foarte mult a muncit Burdujan, cei care se temeau că nu va avea rezistența necesară, iată, s-au înșelat. Adrian Gheorghiu, pe dreapta liver, Petar Jovanović. Îl are în față pe Guliev, Petar Jovanović. Ah! A intuit excelent Alah Verdiev, faultat Alah Verdiev și acum încearcă să simuleze o eventuală o lovitură primită de la Petar Jovanović. Nu-l păcălește pe austriacul Schergenhofer. Bayramov, Alah Verdiev, una din ultimele tentative ale azerilor de a duce meciul în prelungiri. Îndoie este însă precum un zid, a evoluat excelent Îndoie. Gheorghiu, faultat Duvolus. Foarte bună a fost prima repriză a portughezului, însă în partea a doua a jocului nu a mai pătruns pe banda stângă, așa cum a făcut-o în primele 45 de minute. A mai stat mai mult la cutie. Patru minute de prelungire se arată de la margine. 4 minute mai lipsesc Vasluiului să meargă mai departe, să reușească un pas istoric pentru această extrem de ambițioasă echipă din Moldova. În urmă cu 3 ani, de-abia promova în Liga 1. Combinația ale azerilor în propria jumătate de teren. O minge trimisă de Melikov, recuperată de Hugo Luz. Hizo păstrează 3 jucători undeva în coasta fundașilor azeri. Iată-l pe Buhuș, balon care ricoșează foarte bine la Jovanović. A fost însă nițel surprins Petar Jovanović. Nu a reușit să ajungă primul la minge. Adania. Cânu a ieșit foarte mult pentru a putea respinge acest balon.
Adamia. Este atacat de Petar Jovanović. Adamia caută un coechipier de marcat. Nu găsește unul bine plasat, trimite la Bayramov, lansare disperată a lui Bayramov, la Taghizada, centrare periculoasă, acolo este Celidze, Buhuș de viază, nu tocmai fericit, pătrundere a lui Guliev, atenție mare în apărare, îndoie foarte bine plasat. A întârziat îndoie, practic a căutat faultul care s-a produs. Ar fi o performanță extraordinară pentru FC Vaslui, calificarea în Cupa UEFA, ar fi o performanță extraordinară pentru fotbalul românesc, ar fi a șaptea echipă prezentă în cele două competiții, Liga Campionilor și Cupa UEFA, dar așa cum spuneam acum câteva minute, este un lucru foarte bun, dar este totuși o sabie cu două tăișuri, pentru că acel coeficient va fi făcut mult mai greu în condițiile în care punctele se împart la 7. Fragmentarea jocului foarte bună de către Burdujan, Alakverdiev. Puține momente până la finalul acestei întâlniri.